Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Jungla Urbană. Avem în această seară un invitat care a făcut valuri în peisajul politic local și nu numai. Membru la vârf în trei partide, cu afaceri de peste 200 de milioane de euro în România și ambiții politice înalte, Mohamad Murad vine în fața dumneavoastră. Cum a ajuns în barca lui George Simion, cum își propune să se distanțeze de controversele din jurul său și cum îi va convinge pe alegători să-l voteze, aflăm răspunsul imediat. Bună seara! Mulțumesc că ați acceptat invitația la dialog. Bună seara și bine v-am găsit! Sunteți o persoană ocupată, vă propun să intrăm direct în subiect. Chiar. Prima întrebare, vă rog frumos. De ce are nevoie un om de afaceri de anvergura dumneavoastră de un partid politic? Credeți că vă ajută să vă creșteți afacerile sau să fiți la adăpost de eventualele anchete care v-ar viza? Nu. Ce are nevoie normal este soarta normal. Dacă ne gândim foarte bine, este o etapă care trebuie să parcurge orice om de afacere care a făcut afacere în România. La început începe pentru el să facă o familie, mai departe să consolideze afacerea care are. Și în a patra etapă, care este foarte normală, este să întoarcă înapoi tot ce experiența și expertiza care o are, să ajute și oameni care așteaptă o soluție, pentru că datorită acest oameni a ajuns unde a ajuns. Și eu consider că e nevoie de o maturitate în politică. Ca să vii să faci politica, să fii primul proiect în viața ta, să fii politician, mi se pare sigur, cu siguranță, te duci într-un eșec. Asta nu înseamnă, totuși, că toți ar trebui să ne înscriem în partide politice, nu? Dacă avem afaceri sau dacă am realizat ceva în viață. Latura politică este o conjunctură sau este una din bazele democrației. Că de unul singur, eu am fost președinte patronate timp de 10 ani și am văzut că nu poți să faci foarte mare lucru din afara politici. Da, politice. Deci decizii sunt acolo. Din păcate, cei care decid asupra mediului de afaceri, că este baza, economia este baza. Am văzut și chiar când am avut cele 3 ani de chin cu corona și cu criza, am văzut că statul n-a fost ajutat de nimeni pe urmă. Noi a rămas singur. Da? Ați sesizat că ați venit îmbrăcat în culorile PNL? Vă spun, eu nu sunt o persoană care nu cunoaște seama. Nu sunt o persoană. Pentru mine toată lumea are o șansă de a exprima. PNL sau PSD sau așa, sunt, și acolo sunt oameni de valoare. Așa este. Nu pot să spun că ei sunt zero. Nu, sunt. Putem da chiar niște exemple care de succes pentru România, nu pentru un partid, cum este domnul Bolojan, exemplu, care îl respect. Corect. Și a făcut în Oradea. Da. Domnul Boc e acolo. Așa și așa. Da, că când a fost prim-ministru n-a fost foarte prietenos cu mediul de afacere. Și vă spun că aici trebuie să facem politica România, nu politica unui partid politic. Toată lumea vrea să se gândească numai politica la politica cetățeanului, cum să. Sigur, pentru că vă spun, un mare filozof spunea o vorbă foarte frumoasă și care o repet tot timpul, diferența între un politician și un patriot. Patriotul lucrează pentru generația viitoare, iar politicianul lucrează pentru alegerile viitoare. Corect. Și asta e foarte mare diferență între cei doi. Cred că avem mare problemă când ajung într-o funcție. Am pus chiar cu două persoane, doi primari, par eu, că după ce o să fie în funcție, o să se schimbe. Și s-au schimbat. Unul dintre ei este domnul Facadou. La el, la dânsul în birou, eram eu cu dânsul și cu domnul Bucovala. Uh-huh. Era foarte amabil cu noi, că atunci era interimar și a spus, după ce o să fiți votați, și în funcție schimba. Vă garantez că nu mai dați măcar un telefon către mediul de afaceri. Lucru care s-a întâmplat, din păcate. Al doilea? Și al doilea, domnul Chisac, când a făcut foarte multe presiuni ca să mă retrag din cursa cu Constanța în 2020, m-a sunat și am zis, domnule, n-am făcut pentru dumneavoastră, am făcut pentru că așa e, se face politica în România, în care nu faci ce vrei tu. Din păcate, uneori ești obligat să faci lucruri care nu pe placul tău. Cu toate că sunt convins, domnul, o să fiți primar și nu să mă invitați odată la o cafea.
Ceea ce s-a întâmplat, cel puțin cât am fost eu acolo, s-a întâmplat. Nu v-am văzut niciodată în primărie. Am auzit că atunci, la început, dumneavoastră contașteați, era decizie, va aparținea mai mult decât aparținând domnul Chisac. Niciodată, n-avea cum. O să vă întreb și pe dumneavoastră ce, care a fost relații, pentru că ați asumat un lucru foarte clar, că și eu am auzit de multe ori cât de corect e domnul așa, ce viziune are, ce vreau să facă în Constanța. Și aici vreau să văd cine a tratat pe cine. Am înțeles. Bine, eu am plecat dumnealui acolo. Trecem la întrebarea numărul 2. În vana anului 2020 ați declarat despre premierul de la acea vreme, Ludovic Orban, că nu mai știe să facă nimic dacă nu este premier, pentru că nu a avut în viața lui un angajat, n-a dat în viața lui un salariu. Urmează întrebările. Candidatul AUR la primăria Constanța știe să facă ceva dacă nu mai este angajat la Ceronav? Ovidiu Cupșa a dat vreodată un salariu? Sau la candidații la primărie nu trebuie să ne intereseze așa ceva? Bine, sunt două chestii total diferite, vă spun. Adică, sigur, ambele sunt și funcții administrative și executive. Domnul Cupșa este o persoană stabilă. Noi în AUR credem în patru lucruri care le-am găsit și domnul Cupșa. Vorba de familie, credință, națiune și libertate. Da, domnul Cupșa are o chestie un pic diferită față de alți. Și am constatat că are un bun simț, nu, are caracter aici și are un cuvânt. Ok, vorbim are cuvânt. Adică despre, eu despre personal, ce a realizat în viață altceva decât prin slujba la stat. Nu, aici e o chestie. Una când a dat vreodată vreun salariu? Nu a dat un salariu, a fost responsabil și pe altă parte n-a făcut nicio greșeală. Iar eu prima întrebare care am pus-o din Cupșa, dacă e de acord că să aibă niște persoane capabile să decidă pe zone care sunt, care au experiență. Și aici mă referam eu la turism în special și la alți persoane care se bazează la economie Constanța, cum este transportul naval și deci nu mai e vremea portale. Personalităților, e vremea echipelor. E foarte important să știi să lucrezi cu oameni. Okay. E foarte important. Pentru echipa. Că domnul Chisac, la fel, eu exemplu public am făcut acest lucru și chiar două persoane, două ziariste au transmis mai departe mesajul că sunt dispus să fiu consilier dânsului, pentru că nu era orgoliul meu să nu fiu consilier unei persoane cum e Chisac, era vorba de ce pot să fac constanțienilor și legat și când de am văzut că nu se poate face nimic, am plecat spre sud, da? Am lăsat și am zis că mamaia este din păcate pe deci un eu drum. Confirm, eu eram în primărie la momentul la care a ajuns din partea dumneavoastră vestea că doriți să-l consiliați pe domnul primar Virgil Chisac în probleme de atragere a investitorilor în municipiul Constanța. Corect. Și turism, pentru că domnul primar Virgil Chisac s-a declarat un primar pro-business. Deci confirm că ați transmis aceste mesaje către dumnealui, confirm în egală măsură că reacția a fost mă învață ăsta pe mine. Deci asta a fost reacția domnului primar. Asta este primar. O chestie, vă spun o chestie, eu învăț de la fiecare și de la o cameristă pot să învăț. Exact, domnul adică primar Virgil Chisac nu e dispus să învețe de la nimeni, dumnealui are pregătirea. Când, doamna Felicia, când e vorba de funcții care... Așa e. Aici nu e vorba de funcție de tata acasă. Așa e. Sau sos acasă. Așa e. E o funcție publică în care te fii de folos pentru trebuie să vii cu toate resursele care le-ai la îndemână. Așa este. Pentru oameni. Dar că eu nu tu vă contrazic. Așa este. Da? Eu vă spun ce s-a întâmplat. Când încep să crezi că tu ești suficient, atunci înseamnă că este prima treaptă în jos. Că o iei în jos. Așa da. Este. Întrebarea numărul 3. Ce șanse are AUR să ia primăria Constanța cu Ovidiu Cupșa în poziția de candidat? Ce credeți că îl recomandă pentru o asemenea funcție și ce credeți că îl mână în luptă? AUR are o șansă pentru că AUR are niște lucruri care mi se pare foarte clar. Și vă spun foarte sincer, și fac parte din vârful partidului, răspund de patru județe ca coordonator pentru alegerile viitoare. Eu vă spun, noi suntem și oameni simple, nu suntem politiciani. Am făcut, să zic așa, o echipă, oameni simple, oameni care au funcție, oameni cu bani, oameni fără bani, așa, în care spunem stop PSD-PNL. Ok, ce șanse noi, are? Ce șansă are, depinde de foarte mult și de el și de strategia partidului și de ce fac celălalt. Eu ceva garantez că dacă Ovidiu poate să fie cel mai bun primar, da? Dacă el înțelege că trebuie să rămână într-o echipă.
Nu okay. ca persoană. Deci ca, tot, ca toată lumea. Noi nu avem ajunge cultura acolo, funcțiilor, doamna. Așa este. Așa este. Nu avem cultura. Când ajunge unul pentru funcție, prima chestie care o face, îi dă afară pe cei care l-au ajutat și în jurul lui. Pentru că apare altă echipă care spune lui că... Deștept frumos. Ești deștept, toată lumea e mirată cât de frumos va sta când vorbiți, când luați cuvântul, când cu tare. Pentru că așa, dacă e un consilier care spune nu e în regulă ce faci, îl dă afară. Dumneavoastră ce loc ocupați în echipa lui Ovidiu Cupșa? Eu sunt coordonator pe județul Constanța. Dacă va ajunge Cruce. Primar, ce loc veți ocupa în echipa lui? Eu sunt o persoană care vă spun că pun la dispoziție pentru că așa e normal. Toate experiențele care a costat, pe mine a costat personal experiența mea. Să știți că am făcut afaceri care n-au mers. Dar dumneavoastră nu aveți o ambiție pentru o funcție publică? Eu n-am, să știți. Mi se pare, chiar nu am și nu declar că am nicio pretenție la așa. Discuția care am avut cu domnul președinte Simion, cum spuneți că am contestat, da, i-am zis, domnul Simion, domnul președinte, ați făcut jumătate din ce trebuie făcut. Prima jumătate să creați emoții. Ați creat aceste emoții. Dar emoții, ca să fie durabile, au nevoie de substanță. Aveți nevoie din spate de substanță. Correct. Și să știți că eu mă consider că domnul Simion a deschis porțile către a face echipă cu substanța, în care mă bucur și sunt onorat să fiu în ea. Și vă spun că nu am întâlnit niciun om politic până acum care să lucrez de plăcere cu dânsul. Eu nu mi-e feroz să laud un președinte, indiferent de culoare și relații care am, dar mă respectă foarte mult, lucrez cu dânsul foarte pe scurt, orice subiect durează maxim 5 minute. Așa e și normal. Da, și restul putem vorbi orice. Finanțați campania AUR la nivel național? Nu. Nu. Categoric. Da. La nivel local? La nivel local vreau să mă implic. Vreau să mă implic, să ofer tot ce se poate, pentru că noi când intrăm într-un partid, toți trebuie să venim și fiecare se pune pe masă tot ce are. Dacă eu am, exemplu, am bani și altul are timp și altul are, exemplu, idei. Experiență, idei. Toți mă pune pe masă tot ce are. Eu consider că, da, trebuie să vin și pe partea financiară, cu toate că vă repet și vă spun, nu am nicio miză să fiu pe listă sau pe alta. Nu, vreau să fiu o persoană în folosul oamenilor. Așa. De ce ați ales AUR? Pentru că ați mai trecut și pe la PER, ați trecut și pe eu la ALDE. Eu nu vă condamn pentru asta, știu ce înseamnă să încerci. Spune-mi mie, unde eu ca om de afacere, unde am luat un obiectiv gata făcut? Tot ce am făcut de 30 de ani în afacere, am luat clădiri parasite de la Lido, la multe alte, Majestic, Olimp și multe altele și l-am renovat. Eu nu-mi place mie să mă duc într-o echipă gata formată, gata făcută și cu totul acolo să împart. Dar profilul dumneavoastră de business se potrivește mai bine cu doctrina liberală, nu? Sau nu s-a găsit un loc pentru dumneavoastră? Nu pot să fiu liberal când 37% din populația România au probleme de sărăcie, de frig, de frică, de ziua de mâine. N-aș putea să așa, nu sunt liberal de convingere, am avut relații speciale cu liberale, am dat seama că din păcate am fost și chiar a spus public lider liberal la nivel național că cei care m-au determinat pe mine sunt ei. Așa este. Constanța, exemplu, după 2020 cu Bogdan Hăsuca, care m-a considerat în continuare și domnul Lupu, că sunt dușmanul lor. Cu toate că când a fost nevoie în 2020, s-au deplasat la Olimp să discute cu mine. Da, știu, cunosc. Știți foarte bine așa. Și mi se pare mie total incorrect să facem numai jocuri. Adică PSD, PNL trebuie să facă unul să fie un partid, cum este PSD de mare, un partid de așa numit combinații la nivel național. Iar PNL să fie partidul combinațiilor la nivel... Local. Nu, la european. Da. Cam așa stau lucrurile. Eu vreau un partid de care se gândește mai, pentru că oameni au nevoie de soluție. Noi avem soluții, să știți. Și dumneavoastră chiar credeți, după experimentul eșuat, în opinia mea, USR, chiar credeți că se va naște un partid care să fie preocupat în primul rând de cetățean, unde să nu se mai facă combinații, că e vorba de combinații la nivel local, național sau european? Deci sunt persoane, chiar care sunt cu tot respectul pentru ei,
M-aș bucura foarte mult să fiu și eu numărat dintre ei, pentru că asta încerc să fac. Că foarte multe știri, vă spun un lucru, i-am zis și fetei mele într-o zi, zic, tate, spun un lucru, niciodată nu se va fi rușine cu ce a făcut tata vreodată. Eu n-am făcut nimic. Eu n-am fost la Vârful, am spus trei partide, nu, am fost la PER. La PER și la ALDE. Și am fost propus la ALDE. La și ALDE, acum la AUR, trei, n-am activat, astea, nu, nu altele. La ALDE nu am activat, la ALDE. Okay. Da? Nu, ca să fim foarte așa. E foarte greu să... Iar când am plecat de acolo, n-am plecat cu scandal, cu... Am văzut că este un partid PER care sunt oameni de valoare, dar are direcție foarte clară care nu mi-e direcție. Pentru că e foarte greu să cunoști ce se întâmplă în interior. Acum, în AUR, văd și vă garantez că, așa i-am zis și domnul Simion, că va pleca ultimul. Și îmi place că construiesc, pentru că eu sunt om de construcție. Eu nu sunt om în care să stau într-un birou gata făcut. Eu vreau să stau în șantiere. Șantiere înseamnă să organizați. În regulă, și cum veți construi dacă nu veți avea o funcție publică? Doar din spate e suficient pentru ambițiile dumneavoastră de a construi? Este foarte suficient. Vă spun că este exemplu, Constanța astăzi este pe locul 16 ca venituri, pe medii, așa pe, este, știu, da? Știu. Pe salarii. Important e de așa, unde a plecat. De unde a plecat? Constanța să fie... Să fie Bacău, care are resurse mult mai puține. Așa este. Da? Sau alte județe, care Alba Iulia. Dom'le, nu e normal Constanța, care are două mari avantaje, dacă nu trei. Turism, trei avantaje mari. Agricultură, toate cele. Păi, avem turism, avem Dunărea, care e foarte important, că așa la doi pași de noi avem 45% din spații de cazare la nivel național se află în Constanța. Eforie, care e resurse naturale foarte importante cu acest lac Tigru și povestea ei. Sunt multe chestii care se poate face în Constanța, din păcate, cu tot respectul pentru toți care vor și la primărie, vă spun o chestie, îi lipsește experiența de a lua decizii. Sunt fricoși. Eu vă spun că... Le lipsește experiența și le lipsește viziunea, în opinia mea. N-au viziune. Toată lumea are exact același program electoral. Fac o grădiniță, fac o creșă și așa mai departe. Da, dar pentru că aici e vorba de... La ora asta, dacă mă duc în Dimbovița, că asta nu spuneți că fac politică. Acolo da. E PSD-ul, da? Cornel Ștefan, care a tras anul ăsta 800 de milioane de euro. Da? Fața de... Spune și domnul primar Virgil Chițac așa. Spune că a tras un miliard, dar nu-l vede nimeni. N-a tras un leu. Ce a fost? Domnul Facadău a avut acest lucru care a făcut proiectele a tras. Proaste pe care le implementează da, Chițac. Da, implementează Sica. Nu e. Prost. Dar domnul Facadău are o problemă de viziune, de viziune și de comunicare. Deci, ca și Virgil Chițac. La comunicare asta, și Virgil Chițac are exact aceleași probleme, lipsă de transparență trebuie totală. Trebuie să fie un lucru clar. Vă spun așa, dacă eram, exemplu, o persoană care să fie într-o funcție publică înaltă, aș întreba un lucru așa. Când ați venit la primărie, salariul era mediu pe Constanța atât. Era datorii primăriei era atât. Număr de asistat social era atât. Adică făceam o listă și vedem după un an de zile ce se întâmplă. Corect. Din păcate, acești angajat pe aceeași funcție în Constanța asta zăie mai puțin decât ce ia la Cluj cu aproape 300 de euro. Așa. Întrebare, de ce acolo se poate și în București, în Constanța nu se poate? Ei, au început cu ceva avans, dar nici nu mi s-a părut că în ultimii 3 ani s-a făcut ceva în sensul ăsta în municipiul Constanța. Deci, vedeți că nu are... Nu, dacă nu ai trecut pe acolo, cum poți să... Eu, exemplu, sunt medic. Uh-huh. Eu dacă n-am trecut prin spitale, cum poți să o decizie? Așa este. Eu dacă ca să ajung medic, să tratez sau să intervin chirurgical pe un trebuie pacient, trebuie practic o experiență. 10 ani trebuie. Corect. Și cum atunci tu ca primar intervii în administrații locale fără să ai niciun pic de experiență și sunt milioane de oameni în mâna ta? Așa e și domnul Cupșa, fără niciun fel de experiență în administrație locală. Spun, nu e nevoie să ai, pentru că nu putem vorbi că domnul Biden acum conduce Statele Unite. Așa. Dar ai duce oameni în jurul lui. Păi domnul Cupșa o să găsească aceiași oameni pe care i-a găsit Virgil Chițac. Eu vă spun că eu am spus așa, pot să fiu, am și declarat public, sunt prietenul tău și în acest timp pot să fiu și dușmanul tău. Așa e și normal să fie. Asum aceste prietenie, dar la fel nu te iert. Ca să fie foarte clar, pentru că așa este, nu avem cultura funcțiilor. Are Ovidiu Cupșa în echipa sa oameni cu experiență administrativă? Eu vă spun,
important este, foarte important. Aici noi tot timpul suntem pe partea administrativă, să știți. Tot timpul vorbim despre, și așa e foarte important, să avem, exemplu, oraș curat, să avem, dar avem nevoie de dezvoltare. Da. Vorbim de numai ce există, dar nu putem vorbi ce trebuie să mai fie. Așa este. Nu avem numai programe. Numai că noi nu primăria avem, este un mamut. 60 de zile de turism vara, unde primăria vin este un mamut care gestionează vreo 2000 și ceva de salariați, vreo 2000 și ceva de salariați cu cei din societățile subordonate, tip Confort Urban, acolo, primăria, spitalul de infecțioase, etc., etc. Deci primăria nu e un business. Primărie, așa aprecia și domnul Chițac, că funcționează ca un business. Nu funcționează ca un business. Primărie? Da. E mare, vedeți că dacă nu are viziune. Da. Eu vă spun o chestie, orice euro atras pe fonduri europene, dacă nu există atragere pe fonduri private, paralel, concomitent, corect, așa este, este zero. Degeaba, da. E deci zero. Degeaba reabilitezi deci bulevardele dacă asta nu tentează investitori. Da. În regulă. Deci, știți ceva din programul electoral al lui Ovidiu Cupșa? Da. Ce? Cunosc și el, care m-am consultat așa. Că nouă nu ne-a spus nimic, ca și nouă, ca și alegători. Nu, n-am auzit nimic din programul electoral. Domnul Ovidiu Cupșa face parte dintr-o echipă. Eu chiar asta sunt în Constanța, pentru a vorbi foarte mult despre viitorul campaniei lui domnul Ovidiu Cupșa, pentru că îmi doresc să fim diferiți. Da, da, vreau Ovidiu Cupșa este diferiți. Liderul echipei. Dumnealui dă tonul. Nu neapărat, să știți. Nu? Nu. Domnul Cupșa este o persoană care este candidat la așa, dar liderul care avem este în București, care cheamă George Simion. Ce liderul are echipei care vrea să intre în primărie, deci nu are nicio legătură cu George Simion. Vedeți, George Simion nu cunoaște realitățile locale, nu poate dezvolta nu un cunoaște, program electoral. Facem o radiografie și am făcut aceste radiografie și am văzut ce semnă Constanța exact. Constanța are nevoie urgent de un parc industrial. Îl face un investitor privat. Păi nu-i de ajuns. Pentru că Constanța vă spun foarte bine, să okay. fie trei. Da. Repet și vă spun, în Prahova sunt trei. Doamne ajută, da. Da? Da. Deci avem nevoie de un parc industrial foarte clar. Ca să vedem unde care sunt. Pentru că noi, Constanța, nu se poate la doi, la portul Constanța, să avem fabrici. Da, e este. Admis. Așa, e. Așa. Are nevoie de să controlăm stațiunile turistice și să nu mai distrugem. Pentru că vă spun o chestie. Din păcate, Mamaia a distrus ani de zile, am spus. Domnule, stop! Nu face dintr-o stațiune turistică. În regulă, turistică. Numai că ceea ce vreau eu să vă spun, iertați-mă că vă întrerup, da. Este că exact aceleași idei le-a avut și Virgil Chițar. N-a avut niciodată. Parcul industrial este, face parte din programul dumnealui electoral. De turism a avut vreodată? Nu, eu vă vorbesc de programul electoral. Da? Nu, vreodată deci, de turism. A avut vreodată vreodată de turism? Nu, nu a spus că nu-i treaba dumnealui, din potrivă. Ceea ce eu vreau să spun este că Virgil Chițac a avut același program electoral. Fac parc industrial, renaște stațiunea Mamaia. Cu ce renaște? Păi nu știu cu ce renaște. Asta are, declara în 2020. Da? Deci doamna, astea sunt simple declarații. Care aș vorbi acum de chimie eu. Și aveam nota de 5 la chimie din 10, așa tras de păr. Hai să fim serioși acum. Domnul Chisac vreodată ar avea vreo ziune pentru asupra un hotel sau un restaurant sau un eveniment? Dar domnul Chisac provenea din exact același mediu din care provine și domnul Cupșa, de la stat. Bine, aici e vorba de stat, sunt și oameni. Și domnul Bolojan a lucrat la stat, să știți. Da, nu știu. Nu neapărat. Da, nu putem spune că dacă persoana a lucrat la stat, gata, e... Nu, poți să ai niște viziuni foarte bune. De deci la nu stat. Neapărat. Adică chiar nu putem spune că domnul Boc a făcut bine cât de cât Clujul, se poate și mai bine, dar nu putem spune că este un primar rău de tot. Nu se compară, cu toată stima, sunt din același partid. Da? Deci sunt niște oameni care au altă viziune. Bătălia este astăzi. Noi avem rolul de a bate cu cealaltă țări europene pe concurența. Eu ceea ce spun este că niciun candidat, ca să nu mai mă refer doar la domnul Ovidiu Cupșa, nu ne oferă elemente concrete din programul lor. Cum o să facă? Da? Deci am înțeles că vrea un parc industrial. Reafirm, l-a vrut și Chițac a declarat asta. Dacă o să întrebați orice alt candidat, vrea un parc industrial. Chițac n-a reușit să-l facă. De ce oare? De ce oare? Vă las. Cum să nu vă las? Cum să nu vă las? Am zis că e prima de deci, partea asta. Nu avem substanță în absolut niciun program electoral la niciunui candidat. Ce spune Cupșa a spus și Chițac. De ce e Cupșa mai potrivit eu să facă? Vă rog. Vă rog.
orice persoană care a avut experiență de 30 de ani de afaceri și a luat în picioare, cu toate batalii care sunt, eu vă spun că este o persoană care nimeni nu poate să fie ceva mai bun ca el. Da, dar dumneavoastră nu candidat. Iar eu faptul că nu gândesc ca persoană, dar sunt lângă domnul Ovidiu Cupșa. Așa am crezut și eu că sunt lângă Chițac. Și acum, eu aveam și experiență de business, și experiență de drept, și experiență de toate cele. Rezultatul, am dispărut. Da, doamna. Vă rog. Deci, rezultatul în fiecare persoană da. Este, se bazează în primul rând pe comunicare. Exact. Da? Da. Ați lucrat cu domnul Chițac. Da. Și ați fost un an, doi acolo, cât ați fost, da? Doi ani și... Eu m-aș fi bucurat și aveați un cuvânt acolo de spus. Am avut în primul an, da. Da? Da. Și în primul an, de ce nu m-ați invitat pe mine, știind că eu sunt o persoană capabilă să mă gândesc la eventul de stăjiri turism? Primăria o conduce primarul. Așa se va întâmpla și avut când, un cuvânt eventual, de spus. În primul an, așa este. Doamna, eu sunt o persoană care, să știți că eu sunt o persoană, așa, cum sunt direct. M-aș fi bucurat da. Cu viziunea care aveți și cu deschiderea care aveți și cu putere care ați avut în clipa respectivă să aveți o viziune care completează sau l-ajută pe domnul Chițac să gândească normal. Chițac a fost și a rămas primar. Eu nu puteam trece peste ceea ce dispunea primarul. Pentru mine ar fi fost deja infracțiune. Da? Deci a condus primarul, este abuz în serviciu, să fac altceva decât nu, dispune șeful. Nu, asta e, vă spun că comunicarea este foarte importantă. Da, da? Dar domnul eu am Ovidiu comunica foarte bine. Eu am făcut conferințele de presă în primărie, sunt prima care susțin că este foarte importantă comunicare. Comunicare. Și plus mai este toate resursele. Cea mai importantă resursă pentru Constanța, da, și pentru județul Constanța, da. Nu este portul, nu e turismul, nu. Sunt oameni. Așa este. Oameni care au experiență, oameni care au... Din Constanța, sunt, avem sute de persoane mii care sunt la vârsta de 70 de ani, 80 de ani, pensionar. Pe așa sunt eu o mare valoare. Așa. Trebuie să luăm de la ei tot ce experiența lor să luăm. Și cum o să facem asta? Păi asta înseamnă că există un așa numit comitet de senior, da. În care să fie exact cum este senatul deci România. Deci asta este o idee din programul electoral al domnului Cupșa, ca să înțeleg, da? Că va exista un comitet de seniori care să se consulte în permanent. Oameni au experiență, trebuie profitat de așa experiență care au. Pentru că asta înseamnă să ai viziune. Viziunea nu e a ta, poate să fie, a echipe care poate să... Asta înseamnă viziune. În regulă. Bun. Cum se potrivește candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului Constanța cu AUR, câtă vreme este cunoscut drept un foarte apropiat al grupării Mazării-Strutinski-Constantinescu? Auziți, eu văd că toate întrebările adresați domnului Ovidiu Cupșa. Nu, vă întreb, nu, dar nu, e normal totul, pentru nu, transparență. Toate chestia nu vreți așa. Să mai vorbim de domnul Cupșa? Ba da, putem vorbi cât vreți, okay. Dar m-aș bucura să vorbim despre AUR. Ca partid, okay. Despre Constanța, okay. Pentru că aici văd un lucru care mi se pare mie incorrect față de cei care se uită la noi. Păi nu, că o să vină adică și altcineva, o să vină și Virgil Chițac eventual și îl întrebăm și pe dumnealui. Deci, pentru cetățenii eu, trebuie eu așa, chestia asta. Vă spun, puteți invita oricând și dacă nu dorește să vină, eu vă garantez că o să vină. Păi da, îl invităm, fără doar și poate. Invitați, întrebați toate întrebările care doriți să le puneți dânsului. Ce vă spun că nu sunt de parte de dânsul absolut deloc. Bun. Sunt alături de dânsul. Și m-aș bucura dar foarte mult să mă întrebați pe mine de, la nivel, ce înseamnă AUR, la nivel în național. Regulă, știți că a fost apropiat de gruparea Mazăre? Că a lucrat în primărie ca șef corp control Mazăre? Doamna, nu fac parte din servicii secrete, bun. Ca să știu okay. Exact toate lucrurile nu, respective. Dar e de notorietate informația. Deci vă spun așa. Bine, trecem mai departe, dacă nu agreați subiectul, nu agreați subiectul, să discut de o persoană, vreau să discut de cetățenii dorând. Dacă am dat această ocazie, că sunt soluție și avem și trebuie să schimbăm abordarea la nivel am național. Am înțeles, dar mi-a zis că nu candidați la nimic. Păi eu fac politica partidului, doamna... Am înțeles, bun. Aici. Ok, altă întrebare, vă rog frumos. Să revenim la dumneavoastră. Vă rog. Bun. În anii 2009-2010 ați atacat în instanță un proiect imobiliar al unui om de afaceri de top din Constanța. Așa. Care construia chiar pe plajă lângă un hotel deținut de firma dumneavoastră și Hotel Rex. În ce an? 2009-2010. Cam astea aveți sunt. Nu, aveți în greșite. Ok, le-am luat din presă. Instanța v-a dat dreptate și a anulat două rânduri de autorizații emise, iar primarii Mazăre și Făgădău s-au ales cu dosare penale. Așa e. Dar cum am zis? Da. Ulterior ați renunțat la acțiune, ați cerut judecătorilor să nu mai demoleze construcția. De ce ați renunțat la litigiu? Pentru că pe partea cealaltă era om de afaceri, ca și mine. El a folosit relații care au avut cu Mazăre ca să obțină așa autorizații. Da.
Eu i-am lucrat foarte frumos. Hai să vorbim noi ca oameni de afaceri. Și într-o zi, vă spun foarte sincer, m-a invitat domnul Mazare, era, nu eram relații foarte bune cu dânsul, în 2012-13, să spună că, băi, ajungi la o înțelegere. Era și de domnul, n-aș spune, cel care construiește era acolo. Da, nu îi spun și i-am zis așa, vreau să spun un lucru. Să nu crezi că să spun ceva în prezența lui domnul Mazare și altceva când suntem noi doi. Greșești. Eu vreau să spun un lucru. Nu m-a oferit că îmi dați nu știu ce bani. Nu. Domnul Mazare, eu zic soluție o aveți. Și zice Mazare, zi Mohamed, zice, soluție să-mi dai și mie autorizație, cum i-a dat lui. Mm-hmm. Ah, că doamne, eu nu sunt o persoană care pentru, dacă am 5%, deci am mie suficient să trăiesc. Deci de ce ați renunțat? Pentru că e ceva, când văd un om de afacere și știu cum se chinuie, depășesc foarte multe lucruri. Și i-am zis, de la început, dacă vrei să faci construcție, și i-am zis așa, nu vreau să am niciun ban de la tine, dar activul care am lângă tine nu mai are valoare. Da. Eu am dat... Activul era o... depozit, o baracă, o ceva de genul. Da, da. Și am dat. E foarte normal. Îi cumpăr activul de la mine și nu-mi dai bani, îmi dai în schimb niște apartamente. 4. Și am făcut asta. Dar erau nelegale autorizațiile. Doamna, eu spun așa, ca să demoleze o construcție, sub atâta presiune, nu mă aparține chestia asta. Eu am renunțat la latura civilă, da? Pe acest înțelegere și am lăsat latura cealaltă care nu mă aparține. Am înțeles. Eu n-am fost la DNA să reclam. N-am fost nicăieri, doar am dat în judecată, da, corect. De neaflase, nu-i problemă. Dar da. Știți care a fost problema acolo? Nu. Acum am să vedea. A fost o problemă foarte urâtă. Pentru că eu am anulat autorizație și după o săptămână... S-a eliberat alta. S-a eliberat alta. De asta domnul am Fugadou. Și spus, s-au adică anulat eu nu sunt de vină cu nimic. Eu i-am zis, doamne, cumpăr activul de lângă tine, că m-a pus clădire deja în prejur. Nu, eu vă întreb că am atacat și eu un proiect de ăsta imobiliar. Sunt multe prostii și mai avem ca unul acolo. Din păcate sunt numai o mafie imobiliară care am anunțat de ea și care n-aș mai reveni. În regulă. Deci, discutăm despre altceva. E nevoie de o, să zic, o schimbare radicală. O disciplină în construcție. Atâta tot. Mai o mult disciplină în construcție. Mai mult. Da. Mai mult. Pentru că noi punem oameni în funcție și vă spun că am vorbit cu toate... Punem oameni în funcție, așa fac partide politice și pe așa oameni îi șantajează cum vor ei. Domnul Stroie are 2000 de directori sau cât are directori, domnul Bogdan Suca are alți nu știu cât cam de directori. Cam așa se întâmplă în politică. Și dacă nu ești politici... cu ei, ești mort. Eu nu am făcut nimic în Constanța. Eu am dus în sud, din păcate n-am avut nici acolo noroc să fiu liniștit. Altă întrebare. În anul 2020 v-ați anunțat candidatura la primăria municipiului Constanța. Este. Ulterior ați renunțat afirmând că ați fost amenințat că veți pierde tot ce ați construit în România. Nu mă interesează cine v-a amenințat, sunt convinsă că oricum nu ne-ați spune. Vă întreb dacă v-a fost frică că într-adevăr există cineva care vă poate face să pierdeți tot ce ați agonisit. Nu, n-a fost idee. Vedeți, cuvântul amenințare este ceva și cuvântul, să zic, o persoană care vine și spune că îți dau un sfat. I-a fost un sfat, nu amenințare. Pentru că v-am întrebat pe o direcție greșită, probabil, cu o zonă care nu știam. Așa declară toată presa, că ați declarat că ați fi fost amenințat, nu, că veți așa, pierde presa, sigur, da, bine, bine. Au formulat dulce, da? Că, așa, da, nu, e o chestie. M-a dat un prieten un telefon și mi-a zis, băi, sfatul meu, care e important, nu vă spun că așa, nu te baga în Constanța. Acolo sunt lucruri strategice, sunt cu tare. Eu și nu ne spuneți cine e sfătuitorul. N-aș vrea să... A trecut ani de zile de atunci, dar vă spun singur lucru, că nu mint. Eu n-am mințit ce nu mint. Nu, și știți foarte asta. Bine, cred că știți că erați lângă Chisac. Alt om de afaceri? Erați lângă Chisac. Da. Nu? Și da. Cred că știți de aceste declarații și acest întâmplare și cine a vorbit. Nu știu. Cred că dumneavoastră știți mai bine decât mine. Nu, cine... nu, categoric nu știu. Deci, spre deosebire de dumneavoastră, eu aș fi spus. Și deci, cine a fost persoana care v-a sunat? Nu, și... așa. Știi, eu un prieten și cu domnul Chisac și acum din București. Asta e situația, n-aș vrea să o dezvolt. Da. Nu, chiar nu știu, probabil. Ok. A doua întrebare legată de amenințările pe care pretindeți că le-ați primit este cine credeți că are curaj să lupte cu abuzurile?
în țara asta dacă dumneavoastră, cu multe milioane în cont și cu multă influență, nu o faceți. Eu lupt, să știți. Aici n-ați luptat. Poate Constanța arăta altfel dacă ați fi fost primar. Când vorba de jur politic... Deci, domnul Murat, aveați vreo șansă să fiți primar al Constanței? Stăteați bine în sondaje? Aveam șansă, dar pe sondaje aveam șansă foarte mare. Aveți credința că orașul ar fi arătat altfel dacă dumneavoastră erați primar? Da, doamne, dar vă spun un lucru. Adică eu sunt o persoană care știu care sunt limitele care am. Și să știți că nu mă pot să pun în fața anumite instituții care sunt, într-un fel sau altul, bazele... E aici și vorba de prezență, bazele militare, vorba de... Eu sunt o persoană care provine din lumea arabă. Adică aș vrea să fiu o persoană realistă. Nu mă duc să mă cred că eu sunt cel mai... Și nu mă... Nu. Nu așa. Deci ați fost realist... În raport fost de interesele acum geopolitice. Am rezervele mele. De asta vă spun că tot timpul am evitat Constanța. Avem în vedere că eu sunt din altă etnie și n-aș vrea să creez niciun pic de sensibilitate. Să știți. Am înțeles. Nu evit eu Constanța pentru că nu pot în Constanța. Dar nu. La Mangalia de ce a fost diferit? Acolo ați candidat. Mangalia, da, mi se pare este o stațiune. Și ați făcut o figură frumoasă, în opinia mea. Ca independent susținut de PSD. Am făcut și vă spun că, sincer vă spun și asta vă garantez. Avem de vedere că nu am avut pe nimeni în secție de vot și toate alea, că i-am câștigat acolo, dar nu normal că am fost furat. Așa zice și chiar Stroie m-a trădat, adică Stroie la ora 2 așa, dădea telefoane în Mangalia să fie alături de Cristi Radu. Uh-huh. Este, Stroie este o persoană bine cunoscută ca, eu zic, nu, eu l-aș da un titlu de excelență în trădare. Știm aceste Stroie care nu mă văz o dată să nu spună că mă iubește, așa cum a iubit pe alt sute de persoane, dar vă spun că este o persoană care nu are nimic, nu are emoție și interesul lui este mai de sus decât orice interes. Vă întrerup ca să spun un singur lucru. Și când îl suna pe actualul primar, la fel îi spunea: Vergil, te iubesc. Deci asta era introducerea. Vă spun că asta, asta este tot. Declarația, declarația universală a domnului Felix Stroie. Vă mai pun o întrebare? Vă rog. Legat de întrebarea anterioară de candidatura la primăria Constanța, la care ați renunțat ulterior. Prin retragerea din cursa electorală la Constanța, credeți că l-ați ajutat, între ghilimele, și dumneavoastră, alături de mulți alții, pe Decebal Făgădău să piardă primăria? De la cine credeți că ați fi furat voturi dacă ați fi candidat? Eu consider, vă spun foarte sincer, că da, dacă nu mă retrăgeam... Probabil aveam și șansa, aveam 18% atunci și încă nu... Și cred că cu siguranță, dacă nu era Făgădău, eram eu. Okay. Domnul Chisac n-avea nicio șansă. Regulă. Da? Dar eu vă repet și vă spun, nu mă cred că sunt cel mai tare. Nu, eu sunt o persoană realistă, știu că am niște limitele de care nu trec de așa limite. Am înțeles. Când e vorba de interese România... Eu sunt satisfăcută de explicația pe care mi-ați dat-o cu interesele geopolitice dacă ale României prim-ministru. Și spune interese, fa într-un fel așa, în dezinteresul România, eu trec peste dânsul. Corect. Dar când e vorba de conjunctura mea personală, că eu provin dintr-o țară arabă. Am înțeles. Am înțeles și sunt satisfăcută de explicație. Mă dau la o parte. Asta a fost. Care este, în opinia dumneavoastră, profilul corect al viitorului primar al Constanței? Ce calități ar trebui să aibă? Sau ce lipsuri să n-aibă? Cred că plecăm de la punctul zero. Un primar ar fi sătul. Sătul? Da. Asta primul punct. Sătul mâncat cu bani în cont sau sătul de ce se întâmplă în preajmă? Un om sătul înseamnă că nu mai are nevoie. Ok. Da? Asta este foarte important. Și doi, să aibă pe fruntă cuvântul modestie și simplitate. Așa cum face campanie, și ia voturi pe baza ei, se duce la oameni, dă mână cu unul cu altul, campania lui trebuie să fie, să dureze 4 ani când este în funcție. Mi-e teamă că vă înșelați, pentru că unul nu e adevărat. O secundă. Da. Unul din motivele principale pentru care l-am susținut pe Chițac a fost că mi-am închipuit că-i sătul. Avea o pensie militară substanțială, va avea o pensie inclusiv din funcția de parlamentar, de senator, dacă nu mă înșel. Mi-am închipuit că la un loc cu salariu va fi sătul. Uite, iată că n-a fost așa. Eu personal știu foarte probabil, nu sunt sigur de informații care am, așa este, dar domnul Chisac are multe altele
Faptul că nu are pic de viziune, nu știe ce înseamnă comunicare, nu știe ce înseamnă... Deci noi în, pe litoral, vă spun o chestie care n-am auzit nicio prima să spună. Noi trebuie să bucurăm milioane de români care vin la noi. Așa e. Da? Da. Noi trebuie să avem și latura aia în care să știm să fim fericiți. Așa este. Nu să mă duc să amendez și taxez orice pe mașină care... a declarat în mod repetat că nu este treaba lui să repare Mamaia. Mamaia, fostă stațiune, perlă litoralului românesc, mai poate renaște? Cum? Mamaia e foarte complicat, să știți. Am și declarat, dacă uitați la declarația anterioare, ani de zile, am zis, domnul Mazăr, nu faceți din stațiune Mamaia o cartier de Constanță. Ok, mi-ați ridicat mingea la fileu. Știți că Asociația Constanța altfel a atacat regulamentul urbanistic al stațiunii Mamaia. De ce nu s-au strâns la un loc toți hotelierii din Mamaia și să susțină acțiunea Asociației Constanța altfel? Pentru că de cealaltă parte... Ce putem face? Pentru că de cealaltă parte, toți investitorii imobiliari care dețineau teren în Mamaia pe care vreau să construiască blocuri, s-au strâns și au intervenit în ce proces. Ce puteți face? Să mutăm blocuri de acolo? Nu, să nu se construiască altele. Chestia asta se întâmpla în 2018. Din 2018 până acum deci s-a mai construit foarte mult. V-am spus, una din condițiile mele, exemplu, și la Ovidiu Copcea, și la AUR, la nivel național, o să vedeți pe programul nostru, este că nu se mai atinge de stațiuni turistice. De ori hotel, ori nu. Asta da, programul doamne, de, ar fi minunat. Asta numai că Mamaia este compromisă noi definitiv. Noi chiar înaintăm o lege acum, da, în Parlamentul România, nu așteptam, în care să nu se mai facă construcții în stațiuni turistice. Din păcate, mafia imobiliară care vorbește de ea este da, foarte puternică. Este foarte, foarte puternică. Au modificat legile cu construcțiile de enori. Păi asta da, peste noapte. Greu să lupți împotriva milioane de euro, să știți. Decât să ai milioane și care să ai bun simț și caracter. Eu personal asum acest lucru. Și am asumat în continuare, l-am asumat că domnul Cristi Radu m-a atacat continuu că eu sunt mafia imobiliară. N-am făcut niciun metru construit în toate în cele 4 ani de zile. M-a invitat de zeci de ori să mă duc să fac construcție și n-am vrut să fac construcție, pentru că nu cred în acest lucru. Vă pun o întrebare din spatele ușilor închise? Vă rog. Cu coordonatorul echipei AUR în Constanța, domnul Moraru, cum vă înțelegeți, cum este colaborarea? Aici depinde de cât de artist ești, încât să faci din prieten, prieten, să nu faci dușman, din dușman să faci prieten. Eu sunt o persoană foarte malabil, să știți. Mă gândesc încet cu tare. Domnul Moraru e o persoană dificilă, o persoană cu potențial și cred că eu în ce sens dificilă? Dificilă în comunicare. Deci, okay. În Constanța am întâlnit foarte multe persoane probleme nimeni cu comunicare. Nimeni nu știe să comunice, da. Așa. Are probleme de comunicare, domnul Moraru. Și un pic de orgoliu. Vedeți că aici e o problemă majoră. Oameni care au în general să ajungă să aibă bani devin un pic aroganți. Pentru că eu spun, doamne, PNL este un partid de aroganți. Foarte aroganți. Deci vă spun că prima lor grijă să vadă de unde facă rost de cel mai mișto costum, un pantof de 1000 de euro, nu mai vorbesc de multe alte chestii. PSD-ul este un partid care e mai aproape de român, vă spun așa, nu sunt din PSD, dar e un partid de, din păcate, cu foarte multe corupții. Da? Cei mai mari investitori imobiliari din Mamaia sunt PNL. AUR este un partid de oameni care simte că li se ia tot. Oameni care au probleme și li se ia tot. Și oameni simple și care cred că putem face ceva. Ok. Vă spun, asta este realitate. OSR este un partid care o felia la politice anumite țări cu interesele în România, n-are nicio treabă cu România, din păcate. Yeah. Tot legat de candidatura din 2020 la primăria Mangalia, nu ați câștigat primăria, dar v-ați ales cu niște dosare penale legate de campanie. Care este? Am avut 30 de dosare, da. Nu, două, din câte știu eu. Unul singur, în regulă. Care e stadiul? S-a soluționat, s-a terminat? A spus așa, repetați întrebare. Tot legat de candidatura așa. Din 2020 la primăria Mangalia, nu ați câștigat primăria, dar v-ați ales cu două dosare penale. Eu am citit de două, dumneavoastră îmi spuneți unul. Deci, vă spun eu niciodată nu o să fiu decât acum unde e nevoie. Nu am niciun dosar penal. S-a închis? Nu la mine a fost. Nu, n-a fost la un colaborator al meu, în care s-a închis așa dosar. Ok. Da, i s-a returnat bani. A fost o chestie de da, moment. Da, dar e foarte bine că lămurim chestia asta, nu? Pentru că ea încă există în presă, că eu de acolo am cules-o. Acest lucru, întoarcem la ce a fost. Că domnul Cristi Radu spunea că am fost arestat. Eu nu eram la hotel.
Dar a fost nevoie de el doar 2-3 ore ca să tragă de alegeri. De la ora 4 a început, când s-a încheiat la ora 9. Da, deci în politică se fac asemenea... Când s-a încheiat, s-a închis și acest lucru, a durat câteva luni de zile, nu s-a atins nimic, după care am înțeles că s-a închis, nu eram băgat și nu, numele meu n-am fost la nicio audiere, nicio secundă și s-a închis dosarul. Ce a făcut Virgil Chițac în funcția de primar și dumneavoastră nu ați fi făcut dacă ați fi fost în locul lui? Un singur lucru pe care l-a făcut Chițac și dumneavoastră nu l-ați fi făcut. Domnul Chițac a făcut, mi se pare, cel mai neplăcut lucru care l-a făcut domnul Chițac și așteptam de la dânsul mult mai mult, este a devenit foarte, a doua zi s-a schimbat total modul lui de abordare față de cei din jurul lui și de cetățeni. Nu l-am mai văzut. Adică o persoană care a spus, domnule, eu odată ales o să mă mut în Constanța, dar văd că au rămas de nefuri. Așa e. Adică eu personal, eu sunt... Îi afectează percepția problemelor. O persoană vine în România de acum 40 de ani, un om de afacere, mai spun ceva, fac altceva. Domnule, dacă când ai ajuns la un nivel și un grad militar așa de înalt, da, cum poți să... Păi de asta vă spun că eu am... Asta am zis ce mai simplă din ele și multe altele vă spun. Nu sunt aici ca să-l atac pe domnul Chițac, dar vă spun, sunt mulți în Constanța mai buni de domnul Chițac. Din păcate, ce nu înțeleg eu, de ce așa oameni sunt ajutați de anumite instituție știind că nu pot să fie soluție pentru Constanța? Păi, de ce, exemplu, în Ardeal aleg oameni mult mai competenti? Și aici, exemplu, ne bagă câte un om care, pe seama, o relație care au cu nu știu cine. Am înțeles. Cu domnul, ca să vă spun direct, cu domnul Iohannis. Deci nu mi se pare Iohannis să vină dânsul acum să răspundă la întrebările care nu sunt ok în Constanța privind multe probleme care e Constanța. Nu o să vină. Păi nu e corect. Ce nu a făcut. Eu am fost în campania domnului Iohannis. Adică l-am ajutat în 2014. Am fost o persoană care am crezut în el. Dar toți dar, credem și la sfârșit. Din păcate, a fost pentru mine un șoc total și regret. Ați finanțat campania lui Iohannis? Nu, dar am fost o persoană foarte prezent și credeam foarte mult în acest lucru. Dar, din păcate, ce să vă spun, că probabil că și dumneavoastră am fost păcălit, că nu l-am citit. Partea proastă este că ne păcălim foarte des. La infinit, asta, de 30 oameni, de ani. E greu. Cred că cel mai greu lucru în România că nu avem oameni de valoare, nu avem oameni cu coloană vertebrală, oameni când ajung în funcție, prima lor grijă nu este cetățeanul care are problema, prima lor grijă se pune bine cu șeful de partid și 2-3 generali de rezervă din spatele lor ca să asigure scaunul și după aia ce se poate stânga-dreapta. Și uite George așa, Simion nu ne va trăda. George Simion nu ne va trăda. Nu. Nu, Simion e o persoană foarte, atât de, e fecioară ca și mine. E de asta mă înțeleg bine cu el. Ca și Chițac. Fecioară, e atipic. Nu, îl trimit în altă zodie. Nu. Cine știe ce ascendentul avea? Eu vă spun că, domnule, așa pe mine mă miră atât de atent cu colegii, de exemplu, în partid. Îl vedeți așa în afara partidului, dar în partid e foarte atent. Pe mine mă miră cum are timp să ascunde în fiecare și cu atâta răbdare. Bravo, foarte da. Bine. Ce nu a făcut Virgil Chițac în funcția de primar și dumneavoastră ați fi făcut dacă ați fi fost în locul domniei sale? Un lucru. Deci, știți că cred că cel mai important lucru să încerc să rezolv lucrurile pe două capete. Una este cât se poate acea oameni care au nevoia și în special pensionare și fără să fiu primar am distribuit 15.000 de pachete în pandemie. Știți că sunt singur om de afaceri în Constanța care am dat 15.000. Știu. Știți foarte a fost, bine, a da? Fost public, am da. Dat 15.000, nu că public a fost, am fost personal și am bătut la case, la, vă spun. Deci aș fi mult mai atent cu oameni care au nevoie și în special pensionare. Și doi, aș arăta toate, vorba la nivel național, că Constanța este un oraș în care te primești cu brațe deschise. Și aici aș da foarte mare importanță turismul și latura aia în gând, pentru că Constanța este capitala Dobruja. Și atragem și orașele sau județele care sunt în okay. vecinitate. Ok, bunăvoința noastră față de pensionari pe care o înțeleg și o susțin, da, s-a manifestat din banii personali. Din poziția de primar folosești bani publici pe care îi poți folosi doar în anumite condiții.
credeți că veți reuși să identificați soluțiile pentru așa ceva, pentru echipa dumneavoastră implicată eu, în primărie? Eu vă spun că zic. Adică sunt reguli foarte stricte. Da. Cât folosești spun, banii pentru ajutor social. Eu vă spun și vă des că m-aș bucura să fiu primar ca să dau niște lecții, pentru că vă spun o chestie. Atunci când asum un lucru, nu mai există distanță între ce al tău. Nu am bani în primărie și nu găsesc cadrul legal. Eu vă spun că cred că am resurse personale. Dumneavoastră, care, alții da, nu. Eu fac. Deci eu sunt aici pentru că normal și normal am hotărât cu copii că 30% din banii deci, care am Murat, făcut... Deci, domnul Murat, vă văd pentru întâia oară în viața mea, da? Aveți soluții la multe. De ce nu candidați? Încercați. Doamne, vă spun, repet, mi se pare mie, eu sunt o persoană care aș vrea să nu calc strâmb, să știți. Constanța este un județ care, și de asta nu se dezvoltă turismul, este în agenda internațională, o zonă un pic sensibilă, că suntem la doi pași de război de Ucraina-Rusia, sunt baze militare foarte mult, eu provin din alta țară, am un avantaj și n-aș vrea să am acolo să fie o chestie în care să nu fie agreiată zona. Nu vă e teamă că o să pățiți exact ce am pățit eu, în sensul că nu o să vă mai asculte cei pe care îi veți ajuta? Ba da, să știți că am aceste rezerve și vă spun din păcate, pentru că odată ajung într-o funcție, prima chestie care face un primar, nu știu de femei cum fac femeile, dar am văzut așa, se schimbă mașina, schimbă costumele, mai schimbă și nevasta, schimbă... Din păcate, pentru că nu avem educație funcțiilor. Așa este. Nu avem educație, nu avem educație banilor. Când ajungi să ai bani, începi să te dai că toată lumea e și sclav. Asta e o chestie care personal... Când de fapt, având mai mult bani, ar trebui să fii din ce în ce mai respectuos, mai Doamna, umil. Eu sunt persoana care sunt foarte, foarte simplă, o persoană ca modestă. Întrebați, am pe an peste 400-500 de mii de persoane care ajung la noi în hoteluri. Toată lumea știe că eu acolo servesc, eu acolo gătesc, eu acolo sunt între oameni, eu mă joc cu copii, pentru că vreau să fiu un om normal. Pe banii sunt ai mei. Păi ai mei, dar nu înseamnă că trebuie să mă ridic de nivelul oamenilor. Are nu. Aur suficiente femei în echipă? Avem, să știți, dar avem un mic... Avem, e ca la celelalte, 10-20%. Să știi că chiar am vorbit, domnul președinte, la ultima întâlnire, că e un lucru foarte important să atragem cât mai multe persoane feminine, pentru că e nevoie, până la 30%, noi așa avem regula. Dar vă spun că aur, acum încercăm să schimbăm imaginea care să știi că e un partid care nu are substanță. Noi avem substanță, avem niște colegi foarte buni, bine pregătiți. Și vă spun că chiar unul sunt foarte încântat că oamenii ascultă, căutăm soluții, suntem simple. Deci confirmați că imaginea nu este cea mai potrivită în ce privește aur la acest moment. Lucrăm la imaginea, lucrăm la soluții, pentru că am zis domnul Simion și de asta exemplu. Da, știi. Că în istoria României, după 30 de ani de așa numit capitalismul, singur summit unde a fost 2000 de oameni, da? La Parlamentul România, da. A fost făcut de aur. Am înțeles, nu știam. 2000 de persoane, când a fost eu chiar ca președintele meu, oameni de afaceri din aur, a fost 2000 de persoane, după care am și închis ușele că nu se mai putea să intre. Înțeles. Și avem un draft de soluție, unde pe baza lui am făcut programul de guvernare. Deci nu, este un partid care are, vă spun, gândesc simplu. Față de PSD, care gândește, cum gândește Ciolacu, rețea... Era următoarea întrebare. Să trecem la PSD, ce părere aveți de echipa locală? Deci, ați antamat puțin subiectul, ne-ați povestit puțin de Stroie? Vedeți că aici e o chestie care mi se pare mie îmi plac lucruri simple și transparente. Da. Stroie există că are o relație specială cu Ciolacu. Am doi din Buzău. Au o relație de familie și chiar Ciolacu a spus cât timp sunt eu în fruntea PSD-ului, domnul Stroie va fi în... Da. Și asta nu se numește partid. Deci PSD-ul este pe CNP, pe CNP-ul Ciolacu. Am înțeles. Iar Ciolacu are, acum la ora asta când vorbim noi, Ciolacu are un program care nu are legătură cu programul PSD-ul și liderii PSD. Cu agenda proprie. Da, are și e, dar niciodată nu o să spun care sunt. Nu. Okay. El nu se spune. El nu spune. Regul. El nu spune, nu. Bun. Și m-aș bucura pentru că el vrea comasare, PNL ar dori comasare cu un procent de 10% care are, că mai e complicat pentru PNL.
Dar ciolacul nu poate să motiveze de ce vrea cu măsare. Și asta e altă chestie, adică mi se pare mie, asta nu mai e democrație. Adică, deci e clar, e vorba de interesele personale lui Ciolacu. Am văzut, sunt eu candidatul la, la președinția României. Negociază fel de fel de chestii în dezinteresul românilor. Dacă acum în Constanța sunt peste 75% din oameni răspund la întrebare dacă România merge pe direcție cu... Nu. Așa? Zic nu, este greșită, 75%. Foarte. Dar întrebare, dacă noi am urcat într-o așa numit autocar sau autobuz sau ce vreți, și de 33 de ani ne plimbă și nu ajungem la destinație. Nu trebuie să schimbăm șoferul măcar. Păi trebuie să-l schimbăm, dar mai avem încredere că așa am încercat să schimbăm și cu alții pe parcurs. Da, deci au tot apărut partide care rămân salvatoare. Sunt de acord. Dacă rămân aceste partide, știm foarte bine ce urmează. Așa este. Dacă se schimbă, alba-neagră, poate da, poate regulă, nu. Eu oricum n-am încredere în niciun partid. Aveți informații despre o înțelegere Chițac-PSD pentru ca PSD să propună un candidat slab, să-i consolideze candidatura? Asta ar vrea domnul Stroie să ducă dânsul la Consiliul Alțan și să rămână pe Chițac primar la Constanța. Fac echipă bună. Da, fac echipa. Eu v-am spus așa, partide de combinație. Eu cred că e un lucru rău pentru ambele partide la nivel național, chiar dacă rezolvă o problemă în Constanța. Categoric, bulversează alegătorii, nu? Adică... E complicată situație. Din păcate știm și ne întoarcem apoi la tot ce a fost până în 2024. Din păcate, toate aceste combinații n-au dus la un bun sfârșit și pentru oameni de rând. Asta e important. Confirmați informațiile noastre pe surse că PSD central v-ar fi dorit candidat la primăria Constanța? Dacă eram în PSD și un lider din PSD, vă spuneam, confirm sau nu confirm. Dar vă spun așa, din analizele mele clar arată că interesul lui Stroie este niște combinații la nivel local. Și numai aici, la nivel tot județul. V-a chemat cineva de la PSD la discuții pentru a vă propune poziția de candidat al PSD la primăria Constanța? Personal, niciodată n-a fost chemat. Vi s-a transmis prin intermediar? Păi nu, că se mai practică și invitat. Eu nu mă duc chemat la nimeni, să știți. Okay. Iertați-mă, bun, n-am folosit termenul potrivit. Am înțeles, între noi putem vorbi așa. Da. Dacă ai idee, păi ești 15 să mă chemi. Corect, așa este, aveți dreptate. M-a invitat. V-a invitat? Nu, am discutat cu așa, tangențial, cu niște prieteni din zona aia de acolo, care îmi dau dreptate pe analiza care o am eu, ce are în cap Stroie cu Ciolacu. Dar eu chestia problema lor, eu abia aștept, m-aș bucura foarte mult și că candidează Stroie la Consiliul Alțan, eu voi asuma acest lucru. Voi asuma că voi candida împotriva lui la Consiliul Alțan. Bun. Dacă nu candidează, lăsăm lucrurile așa, discutăm, se discută. Cu cine va face AUR alianțe post-electorale? Atât local cât și la centru. Cu care dintre actualii dușmani, PSD, PNL, USR, vă gândiți că ați putea face... Eu vă spun o chestie. Alianțe post-electorale. Nu am vorbit la nivel. Nu avem o strategie de partid acum să vorbim cu cine vom face alianță. Dar vă spun o chestie. Pentru că o să vreți să conduceți și nu o să aveți 50%. Noi avem un program foarte clar. Ok. Da? Programul nostru este... Deci va fi chiar la îndemână orice persoană. Pentru că e foarte simplu, nu multe povești, simplu. Orice partid care asumă programul nostru de guvernare, da? Se poate discuta. Chiar dacă acum sunteți pe poziții radical antagonice și pentru care din putiniști filoruși nu scot aur. Au zis, e o chestie foarte interesantă, dacă nu ești de acord cu mine, înseamnă că ești cu oricine, altcineva. Okay. E treaba problema lor, ce vreau să fie, numai ca ei, nu. Așa. Noi avem un program de guvernare, e foarte clar. Partidele care asumă din opoziție sau atunci când e nevoie să formăm guvernul, care sunt de acord cu programul nostru de guvernare, care punctual, da? Punctual și pe termene, nu că vindem așa. Nu, ce vă garantez că dovada că am făcut acest lucru, că 4 ani de zile au stat în opoziție, nu vom trăda alegători. Eu vă spun că PNL și-a asumat programul electoral al lui USR pe plan local. Și primarul Virgil Chițac. Și nu s-a întâmplat este nimic dreptul în acest sens. Nu, în sensul că trădează ulterior. Noi suntem de vină, da? În care am fost mințiți. Și remințiți și remințiți și remințiți și încă mai credem în povești. Asta de vină sunt oameni, până la urmă. Ceva relevant adăugat la final? O singură propoziție? M-aș bucura foarte mult să contribuie la dezvoltarea Constanța. Și județul Constanța.
ce candidat ar fi mai bun pentru primăria Constanța? Bărbat sau femeie? În general, nu pentru primăria Constanța, pentru orice primărie. Eu personal, câte femei primare există în România? Personal lucrez mai bine cu femeie, să știți. Asta nu înseamnă că... După știința mea, toate directoarele din firmele dumneavoastră sunt femei. Sunt așa femeie, dar pe altă parte să știți că avem nevoie de o persoană care să stă în șantierie acum. Avem nevoie de un bărbat. O să angajați și un bărbat. Da, adică aici aș vrea să mergem așa. Și aș vrea să stat 80% din timpul prin șantiere, între oameni și 20 la birou. Nu 80 așa la, e normal. Așa la, este la normal. Birou și 20 la șpris sau la invitat dintr-un loc sau altul. Asta m-aș dori eu, dar asta e. Nu știu cât de mult contez eu, dar încerc să fac încât să contez. Deci ca să încheiem, sigur, sigur nu candidați la nicio funcție din partea lui. Nu, n-am zis că sigur nu candidez. Nu? Am zis eu a sigur? Zis candidat. Da. Nu. Nu primăria Mangalia, nu primăria Constanța, a spus că dacă candidează Stroie la Consiliul Județean. M-ați întrebat că... Da? Nu. Da. Deci, candidat sau... Am zis că nu a fost, nu e o condiție să candidez. Ce funcții vă tentează? Pentru ce funcții vă tentează să candidați? Doamna... Ca să faceți treabă bună, nu altfel. Eu v-am întrebat așa, erați în locul meu. Da. O persoană care conduce, exemplu, o afacere de milioane. Da. Credeți că e vreo funcție... ar fi, mai am nevoie de vreo funcție. Pentru că funcția înseamnă să fii responsabil. O funcție pentru mine, eu până acum i-am lăsat moștenire copiilor tot ce au nevoie și am rămas să-i las moștenire un lucru public. Care poate să fie un oraș, o funcție importantă, deci ca sigur, să fac ceva. Dacă ați pus firma bine pe picioare, firma funcționează fără dumneavoastră. Așa trebuie da, să la fie. Ora asta, la ora asta am nevoie de o zi pe săptămână. Tot dumneavoastră ați afirmat că simțiți nevoia să dați înapoi ceva comunității așa și României. Normal. Deci, primăria Mangalia sau Consiliul Județean Constanța? Nu pot să iau decizia. Sau ministrul turismului. Facem, vă spun foarte sincer. Unde credeți că ați putea face cea mai bună treabă? Eu fac peste tot, să știți. Persoana sunt, am o logică și am și experiența. Unde v-ar tenta să faceți treabă? Eu mi-ar place ca să se vadă foarte ușor să fiu într-un oraș mai mic. Ca să fie rezultatul ușor de și fac. Adică pe mine am fost, nu de multe ori, am fost afară și am văzut niște orașele la mici turistice, mi se pare foarte ok. Și m-aș bucura foarte mult să fiu la Mangalia, dar cred că partidul are nevoie de mine. În altă parte, chiar unde e nevoie și unde decide partidul, eu trebuie să fiu un soldat disciplinat. Ați avut o discuție cu George Simion în acest sens? Am avut. Bun, perfect. Și concluzia? Concluzia noastră este acum că strategia de partid depinde de dacă face comasare, o să anunț foarte în scurt timp candidatura mea. La Mangalia? La Consiliul San. Ok. Dacă nu, vom discuta, că mai avem timp să discutăm mai departe. Și să creșteți pe altcineva pentru Consiliul Județean. Da, da. În regulă. Am înțeles. Variantele, da. Vă mulțumesc mult de tot. Eu mulțumesc. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, fiți cu ochii în patru. Nu uitați, jungla urbană nu doarme niciodată. La revedere, pe curând.